Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Minecraft Dungeons, oameni buni. Oare când ne-am întâlnit, bine, aveam și ați minunat pickaxe de diamond și suntem gata să minăm fiecare inamic pe care îl găsim, plus această arbaletă destul de interesantă. Mai aveam cam vreo două misiuni, da, cam vreo două misiuni mai aveam, asta e ultima și apoi, ce zice, e locked, nu zice cum se cheamă, ok. Da, misiunea asta s-ar putea să fie o leacă mai lunguță, din câte știu eu așa, deci... Să fie ceva cu ea. Și următoarea s-ar putea să fie ultima misiune, mai știu sigur dacă mai apare încă una după sau nu. Iar după ce terminăm asta, nu știu, dacă aveți alte sugestii ce să facem pe jocul ăsta, eu sunt deschis, dacă nu... Hai, încheiem jocul și gata. Așteptăm DLC-ul din iulie. Asta e castelul Archilgerul. Ok. Oh, iute, mă. Oh, ok, o să merg după Archilager și toate alea. Am înțeles. Are sens. O să mă arunc acolo jos la ăștia. Aș pe frate, cred că sunt nofac, pentru că mi-au damage. Uite, să coace, vă minez eu acum pe toți. Vă minez și fac roșii de diamante de astea, gemuri din voi. Mamă, dar chiar că-i minez pe băieții ăștia lejer. Perfect. Dar dă bine. Dă bine prostia aia. Bum. Mamă, dar articulează, vere, arbaleta asta. What the fuck? Ești nebun ce articulează. Trebuie să oprim o petrecere, vă, că... Mamă, îi urăsc pe vrăjitorii ăștia. Bine că măcar că nu mai sunt de aia care aruncau cu poțiuni stupide pe jos, dacă mai știți. Erau foarte nașpa. Erau printre cei mai enervanți. Pentru că mereu trebuia să te miști din loc, nu puteai stai pe loc. Au, un chest. Bă, niște puncte nu strică. Niște gemuri de-astea așa. Doamne, fantomele astea sunt teroare, mai ales că face zona aia gigantică de foc. Mai ceva aici? Cred că era cam tot ce era acolo. Sincer, totemul ăsta nu prea îmi place așa tare, că ok, îl pui jos și toate alea, dar nu mi se pare prea grozav, decât dacă te bați cu ceva boss de distanță și dai și tu de la distanță sau ceva. Dar dacă ai avut noroc să prinzi o armă foarte faină de distanță. Oh, rămân fără săgeți, boys. Ha, ha, mai dați-mi, bă, săgeți, bă. A, de fapt, stai, mă, că pot să fac propriile săgeți, ce fraier sunt. Mă jur. Am uitat complet de chestia asta. Da, am săgeți. Easy. Mai ceva pe aici? Oh, nu mai am. Ok, momentul să ne bruiem acolo puțin. Uleu. Vedeți, adică totemul ăsta de scut nu e așa grozav decât dacă te bați, cum am spus, cu ceva de la distanță. Dar gagii ăștia de apropie nu poți să-i oprești cu chestia de scut. Cred că mai rămâneam cu alea, mai degrabă cu dual coasele alea. Adică e drăguț pickaxe-ul ăsta, nu spun nu, dar parcă... Ok, nu e grozav. Oh, God. Am murit deja din nici primul sfert de misiune. Asta nu e bine. Asta nu e bine deloc, bă, băieți, bă. Dacă e să murim, o să mă asigur oricum că nu o să revedeți experiența de drum până aici. Ok, să facem un leacă shield, așa. Bă, dar e culmea. Crede că dai o leacă star mai tare sau ceva. Oleu. Mamă, ce nașpa-i fără săgeți. Ah, dar stai că eu nu prea m-am răstogolit ce-i drept dacă stau să mă uit așa. Băi, ăștia-s foarte nașpa, gagii ăștia-s foarte nașpa. Că... Cu ei ai de-a face. Și pe mine nu prea mă încântă treaba asta așa neapărat de a face rost de gemuri din chestia asta. Să spun gemuri, chiar că sunt emeralde sau ce Dumnezeu o fi. Dă, bă, și altceva numai de-astea. Aoleu, ok, unde sunt? Așa sunt în sus. Super. Iată, l-am minat pe băiat. Ia să vedem, mă. O, salut, băieți. Da, cred că cu pickaxe-ul ăsta o să-l schimbăm destul de curând, chiar dacă el e legendar și toate alea.
Nu prea mă încântă situația așa tare cu el. Da, îmi place că nu mai trag ăștia când ești la doi pași de ei. Ce puțin așa mi s-a părut. Că nu mai trag. Olo. Aia, ia. Ok, hai că m-am dus senzațional de bine la vale. Mă, de ce m-a dat așa spate? Asta e întrebare, gruzavă. Ia veniți, bă, înapoi. Fraiericilor. Ok, vă pe la acolo. Dumnezeu pe ăsta, mă, că asta mă terorizea pe mine. Îmi trebuia mie și ce lifestyle trebuie aici, dacă tot omoram chestii, dar nu prea omori așa repede chestii ca să zici că te ajută. Oh, cred că știu ce e aici. Nu e ceva boss fight? Ah, nu. Nu? Ok. Hello? Ah, uite, Archangel-ul. S-a boss. Ne-a pus shield să stăm așa liniștiți într-o parte, știi? Level up, aia vorbesc. Știu că nu prea mă ajută level up acum. Vai. Tot e bun. Mamă. Ăștia-s periculoși tare, mă jur. Ăștia-s periculoși tare cu armura asta pe ei. Mamă, nu pot să arunci TNT-ul aici prea bine, să fiu sincer. Mamă, cât de nașpa e. Ia, dacă mă duc așa, așa da. Oooo! Oooo! Ok, dude. Oai. Nu, no, l-am marcat prost. Perfect, stai alea ca aici, Bobby. Stai alea ca aici. Trage așa o leacănii până când se calmează spiritele. Bam, arbaletă! Stai așa. Am uitat că asta ajută mult. Perfect. Ok, hai că am supraviețuit-o și pe asta. Dă-le cu lanțul. Mamă, nu e bine. Oleu, nu e bine. Ne descurcăm, băi, suntem băi descurcăreți. Bun. Nu avem săgeți acum, așa că asta o să fie nasoală treaba. Dar ricoșa astea mai frumos, așa ar fi bine. Mai vin? Oh, sfinte doamne, nu mai vin. N-a nimic bun. Și avem 20 de săgeți. Ok, măcar de proștie să scăpăm repede. Ia spinte cei mai enervanți. Vrăjitorie. Da, se duce ceva ăla cu electricitatea în ăștia. Ia mai ziceți mă ceva. Le dau cu foc, știi? Gata, acum hai că trebuie să dăm în ei. Măturăm vrăjitorii. Tât. Oh, șansa de eco e prea mică, sincer, pe astea. Ar trebui să variezi o leacă de la tipul de armă la alta. Adică dacă ai un pickaxe, să fie eco o leacă mai des. Că așa, la felul cum e acum, se aplică bine pe oricare altă armă, dar nu cred că pe ăsta. Adică pe astea lente să fie eco o leacă mai des, măcar la 3 lovituri sau ceva. E bine, și aici poate să fie, gen, poate să fie 3 lovituri la rând, dar e vorba de șansă. Oh. Aoleu, what the fuck, ce m-a tras? Nu ajung la... Bă, da, e vrăjitor aici. A, ăsta-i, mă! Tu erai de vină, băi, nebunule. Ăsta era de vină, mă, nu mai știam cine era de vină în toată situația asta. Ok, și asta mă întoarce înapoi de unde am venit. Bun. Hai că suflete avem, deci e bine. Nu duce în lipsă de suflete.
Cum am spus, cred că cei mai mulți inamici pe care i-am învățat până acum au fost toți de distanță. Foarte puțini melee. Că cei de jocul ăsta încearcă să fie balansat între distanță și de aproape. Bine, oricum mai avem două vieți. Sperăm că nu le pierdem nici pe astea. Ok, supplier, asta e o cutiuță pe care îmi doresc să o văd. Încă îmi dă și usagești și toate alea, ceea ce e perfect. Și ia să vedem noi ce se ascunde pe aici. Oh, cheița. Hei, cheiță. Hai că am nevoie de tine. Oh, uite, mi-a auzit rugăciune de a-mi da niște milii. Stai că avem noi să... Acum noi putem profita să dăm cu săgeți în ei. Motivul pe care am ales să dau cu săgeți în ei din cauza că nu voiam să pierd cheia. Ah, n-am vrut să-l arunc, de asta zic ce mergi așa. Ok, vin înapoi. Oh, dar și aia cu lanțuri parcă așa greu se activează. Bă, îmi fuge cheia! Măcar aia mor într-o singură lovitură. Veniți, mă, încoace. Dacă îmi pierdeam cheia. Hai că săgeți parcă mai strâns acum mai multe. Nu pot să-l iau pe zombiul ăla care era în grădină. Oleu. Mai nu mai vine a ta. Gata. Băi, ce s-a adunat și aici? Înapoi. Vreau asta să fugă de lângă mine. M-am prins! Prins! Ok, văd ceva de intrat aici. Băi, un păiang în sus acolo. Stai că l-am lăsat pe săracul chei acolo. Oleu, dar cine tot îi spawnează pe ăștia, mă? Ia repede să intrăm aici. Dar pe unde intrăm și ce intrăm? Băi, am intrat în ceva secret. Oh! Evoker! Oh god! Doamne, Evoker e așa de nașpa. Să scap de prostioara aia de acolo pe care... Nu mă pot mișca! Bă, dar îi dăm bine la Evoker în cap. Oh, un arc! Iau pasă la alte Evokerle. Bom! Hehe, ce mai zici, mă? Full stealth. Wow. Gata, nu mai avem nici săgeți. Glumez, mă, avem săgeți, cum să nu avem săgeți? Ia cheia, bobiță! Nu știu unde o folosim, dar cred că e pe aici. Asta că aveam aia deschisă, îi vedeam prin ea deja. Nu mă mai uitam pe unde eram eu. Wait, ce? A, pe acolo ajungeai. Page. Nu page. Wow, ce m-a lovit? Fost electrizat. Ah, cred că am dat din greșeală de ăsta. Aia era, am dat de joystick, n-am observat. A, mi-a dispărut cheia. Ah, cred că-s două drumuri până la castel. Da, uite, vedeți, a intrat în castel. Cred că-s două drumuri. Unul era pe sus unde strea cheia aia și unul e pe aici, pe subterană. Cu schemă. Bine, mă.
Uite cum ați distruge în tot ce e aici. Babam. Oh, și-s bucătarii. Nu cred că sunt foarte fericit de faptul că îl distruge în toată schema acum, dar aia e. Mă, că pe aici sunt o tonă de chestii de văzut. Ia, mă. Ceva bun pe aici în caz de orice? A, da, mă, uite, mă, pe aici ne dădea. Vedeți, asta e intrarea. A, și nu mai poți să ieși, fii atent, nu mai poți să ieși acum. Ok. Bine, tu și hai să ne terminăm noi distracția aici, ce avem noi de rezolvat. Bă, mai avem totuși două vieți. Și măcar atâta, facem și level curând și o să vedem dacă mai putem da vreun upgrade. Ah, n-am săgeți. Asta era problema acum, n-am săgeți. Ah, mă, serios, nu l-a lovit eu acolo. Cred că astea mai avem de distrus, sincer. Sunt curios tare. Oleu. Destroy de bufet, ok? Avem bufet aici, în mijloc. A, nu e în mijloc. Am văzut săgeata cu obiectivul și am crezut că e aici, în mijloc. Aoleu, ăsta ca vint ăștia periculoșii. Am o lamina și pe bobiță ăla. Nu mai avem și săgeți. Jum. A, uite jos acolo ăștia. Aha, bobiță, mă. Vrăjitorii, cum am spus, foarte nașpa și cu ceilalți cu poțiunile alea de aruncat pe jos erau extrem de nasoli. De nasoi. De năsoși. Dăm așa cu electricitate în ei să le sară. Așa-s cu minte? Așa, puțină poțiune. Nu. Acum unde? A, pe aici. Oleu, oleu. Distruge vrăjitorul. Stai, mă, că am făcut level, dar nu mai contează. Totuși aș vrea niște iteme, să fiu sincer. Mi-ar trebui niște iteme. Nu prea o duc așa grozavă. În special o armă ar fi grozavă. Că chest pickaxe nu mă încântă prea tare. Ceva mai rapid n-ar strica. Sau măcar ceva cu pasive mai drăguțe, dacă nu. Cred că în momentul ăsta aș da și un ciocan. Ciocan. Am prins-o pe celălalt caracter niște arme destul de faine. Niște seceri, niște cuțite sau nu mai știu erau exact. Cu super attack speed. Și care... dădeau mega criticale. Trebuie văd că nici că e un chest aici. Ok. Eu îmi doresc arme, el îmi dă arme, ce drept, dar îmi dă arc. Perfect. Uleu. Nu pot să mă miști, frate, ești nebun. Eu la cam enervant că de fiecare dată când vezi să rostogolești în ceva, ăștia te și pot opri din rostogolit. Atât. A, de aici nu mai are, deci nu mai are rost să mă întorc. Păi, da, niciun chest. Oh, uite unul. Ui. Ok, am prins ceva legendary crossbow. Vai, sunt prins aici, am înțeles. Am protecție, fraierilor. Nu s-a așteptat la asta, cred. Nice. Chiar nu cred că s-a așteptat băieții mei la asta. Ce ați făcut, mă? Măcar a dat ceva bun. Ok, asta nu e ceva ce vreau. Oh! Asta e ce trebuie. În loc de shield-ul ăsta obosit, te rog, eu lasă-mă cu el. Nu e așa bun. Tone de chestii pe care nu le pot folosi, sincer. Dar ciuperca e ce trebuie, vă zic eu. Ciuperca e ce trebuie.
Hai că se vede. Bun. Oh, dar n-a... are și cooldown-ul micuț, acum văd. Mamă, dacă prindem și acum ceva arme cu attack speed, vă zic eu că o să ne nenorocim pe băieți aici. Ok, nimic special aici. E bine măcar că am prins ceva din chestul ăla, adică măcar sper că asta o sigur să ne fie de folos. Nu că lăsăm ceva cu modificări. Enchanted Enchanter. Aha, aia se numesc Enchanter. Sunt Enchanter Enchanter. Confront the Archilliger. Ia zi mă, bobiță, care e schema? Aoleu! Ne batem? Oh, nu, își trimite prietenii. Ok. Activați lanțurile! Ok, ușurel și sigur. Enchanteri. Te simți în ei, olea, că, totuși. Tu? Mamă, dar când le dai cu ciuperca activă, vere. Deci cu ciuperca aia activă le dai o grămadă de damage. Dar ce obțin atași super repede, asta e ideea. Că de-aia îmi și place foarte tare, aoleu. Ia valeam. Oh, dar nu îi mai afectează. Stai așa. Ah, am crezut pentru secunde că e vrăjitorul aici, dar nu e. Dacă a dat cineva șunci. Mai vin, mă? Mai vin, mă. Aoleu, focul vostru. Bine, măcar că mai ricoșează. Cred că aici dacă aveam pe aia care la orice kill dădea explozie era perfect. O, nu mai am săgeți, să-mi grijă. Cum am săgeți? Acum am și melee damage. Și acum mai am mai mulți inamici. Uai de capul tău. Hai că nu mai am să ziceți acum, trebuie să le dau așa. Ok, am scăpat de fantome. N-am scăpat de toate fantomele. Aia zic. Băi, a făcut-o fără să murim, ești nebun? Ah, că ne-a scurcat cât de cât. Hai să, buff-urile de damage sunt perfecte. A, dar am ieșit repede. Băi, mi s-a părut cadrul mai mult. Că durează mai mult. Când am văzut cât avem de mers. Aia facem finalul data viitoare, nu-i bai.
Că dacă e să murim sau ceva, să nu stau după aia 500 de ani. Plus că am ceva treabă, așa că nu pot să mă întind cu videourile. Pare rău, oameni buni, dacă voiați un video mai lung, sorry. Bă, nu mă plâng. Încă o de asta. E mai slabă, cum observ. Hai să spargem banii, boys. Vedem ce prindem aici. Sabie. Claymore. Arc. Armură obosită. Ok. Toate sunt groaznice. Oleu. Bă, și eu care speram la un car ceva mai bun ca și armă. Firar. Ia zi, nu cred că avem destule. Da, nu avem destule. Figa să fie. Eh, mai rămâne blocat ăla cu pickaxe-ul ăsta. Bă, acum că avem ciuperca, sincer, pickaxe-ul nu e rău. Că avem ciuperca. Că dacă n-aveam ciuperca, vă zic eu că era destul de nașpa. Dar anyways, oameni buni, cam asta ar trebui în acest video din Minecraft Dungeons. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!